Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu. Vă aștept cu mare, mare drag să vă abonați în număr cât mai mare acestui canal și sper din suflet să și rezonați cu mesajele pe care vi le voi transmite. Voi face o etalare pentru cei din zodia Scorpion pentru luna septembrie 2024. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din zodia Scorpion în luna septembrie 2024. Ce mesaje au cărțile de tarot pentru cei din zodia Scorpion? Atenție, fiind o etalare generală, nu toată lumea va rezona cu mesajul dumneavoastră, luați doar ce rezonează. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din zodia Scorpion în luna septembrie 2024. Ce mesaje au cărțile de tarot pentru cei din zodia Scorpion? Avem deja un mesaj. Cavalerul de spade. Aici este cineva care este pus pe reproșuri. Ca să înțeleg, da? Este cineva care nu este mulțumit, este cineva care este pus pe scandal. Vrea să vă reproșeze ceva sau voi reproșați cuiva ceva. Este o persoană vulcanică. Ia să vedem ce se întâmplă aici. Cinciul de monede. Da, vă simțiți abandonați, vă simțiți singuri. Ia să vedem ce se întâmplă. Magicianul. Manifestați, vreți să ieșiți din această singurătate, vreți să renunțați la o persoană, aici cavalerul de cupe, primiți o ofertă, manifestați acest lucru, să ieșiți din această situație de compromis, o situație în care nu sunteți tocmai ok, cineva vă tot reproșează, cineva aici cheltuie mai mult decât este cazul, aveți pierderi financiare sau poate nu sunteți prea bine din punct de vedere al sănătății unii dintre voi, pierderi financiare, vă simțiți singuri, abandonați, nu sunteți tocmai ok, da? Cred că este o persoană în jurul vostru, de fapt, o persoană care vă provoacă chestia asta, situația asta. Aici pot să zic că posibil, da, să aveți pe cineva lângă voi sau în viața voastră, că este partener, parteneră, că poate copil, da? Această persoană cere tot timpul bani. Vă cheltuie banii, vă risipește banii sau vă aduce într-o stare de sărăcie, de să vă simțiți așa singuri, abandonați și cumva manifestați acest lucru, manifestați să ieșiți din această stare. Vă doriți aici cu magicianul. Posibil să aveți de-a face cu zodia Gemeni, zodia Fecioară, posibil pentru unii dintre voi. Manifestați, aveți puterea de decizie, puterea de a renunța la această persoană sau la această situație sau acest loc de muncă care... Poate aveți colegi la locul de muncă care nu vă plac sau nu vă mai place acel anturaj, nu vă mai place acel grup de colegi sau locul acela de muncă, nu vă aduce prea multe beneficii. Aici avem o ofertă, da, pe care o primiți de la drum. Este cineva care este deschis, este o persoană care vă declară iubirea, poate o persoană, da, vorbim despre iubire aici sau o ofertă de muncă care apare, da? Voi vă doriți foarte mult să mergeți spre această direcție, da? Spre această ofertă. Ia să vedem despre ce este vorba aici. Un compromis. Cinciul de săbi. Iar vorbim despre compromisuri, despre conflicte. Sunteți puși într-o situație de compromis. Vi se face o nedreptate, fie la locul de muncă, fie în viața personală. Este ceva care a mai fost, s-a mai repetat acest lucru, pentru că aici vorbim despre magician, da, și despre infinit. Este o situație care s-a repetat sau se va repeta în această lună. O situație în care sunteți puși, nu este o situație tocmai plăcută. Aici avem eremitul, zodia fecioară. Căutați soluții, căutați rezolvări. Unii dintre voi vă izolați, simțiți așa că sunteți singuri, sunteți lăsați deoparte. Posibil să cereți sfatul, da, unei persoane așa mai înțelepte, o persoană care este diplomat, este o persoană care vă poate ajuta, da, cumva. Posibil și acest lucru să ieșiți din această situație. Dar simt nevoia să spun că voi cumva vă retrageți. Sunteți foarte abătuți, sunteți foarte închiși, nu prea comunicați, nu prea spuneți ce se întâmplă cu voi, prin ce treceți. Da, este cineva reținut aici, patru de monede, cineva care ține foarte mult la banii săi, la principiile sale, la orgoliul său, da?
aici cu patul de monede. Cineva se încăpățânează foarte mult. Ori dumneavoastră vă încăpățânați să stați în această relație, în acest loc de muncă sau în anturajul respectiv. Posibil acest lucru sau lângă o persoană nepotrivită, da? Sau acea persoană se încăpățânează și nu vrea să plece, nu vrea să abandoneze, nu vrea să renunțe la dumneavoastră pentru că și-ar strica bunăstarea, da? Posibil acest lucru pentru unii dintre voi. Poate un copil, da, are un rol important, care nu prea vrea să devină independent, independentă și depinde de sursa dumneavoastră de venit și nu prea vă convine că nu vă ajung banii, nu reușiți să faceți față cu cheltuielile. Încercați să fiți înțelegători, încercați să fiți îngăduitori cu această persoană, dar nu este tocmai ok, da? Aici avem regele de cupe, da? Posibil, da, să vă reprezintă și pe voi, dar și rac și pești, da? Din nou vorbim despre emoție sau vindecare, da? Pentru că unii dintre voi posibil să aveți de-a face, să aveți probleme de sănătate în unele situații, da? Să apară așa niște probleme de sănătate pe nepusă masă, da? Și să fie nevoie, da, să vă faceți niște, să vă faceți un control de rutină, da? Să reușiți să vă echilibrați din acest punct de vedere. Reușiți, da? Veți reuși aici, pentru că regele de cupe vorbește despre vindecare, despre cineva care este matur din punct de vedere emoțional, dar și ușor sensibil, da? Sunteți într-o perioadă, într-adevăr, mult mai sensibilă din viața voastră. Este o lună cu provocări. Da, vă este teamă. Vă este teamă de această persoană, vă este teamă de a renunța la acest loc de muncă, la această situație. Simțiți așa că nu este tocmai bine ce se întâmplă cu voi. Sunteți cu garda sus, nouăle de bâte aici. Este cineva care se opune unei schimbări. Se opune unei situații, unei închideri, unei de a renunța, de a, nu știu, e ceva aici care nu... Trei de monede, poate la locul de muncă, da? Aveți aici un proiect sau un grup restrâns de oameni care are o importanță pentru voi, care vă ajută, vă susține, este acolo, în echipă, poate prietenii, da, vă sunt acolo alături, vă ajută să ieșiți din această situație, dar e nevoie să renunțați la această persoană sau la acest loc de muncă care nu sunteți tocmai bine plătiți sau starea voastră de sănătate nu este tocmai bună. Ca să faceți acel lucru sau acel loc de muncă nu este pentru voi, pentru că poate depuneți mai mult efort fizic și nu vă face tocmai bine. Aici avem diavolul, posibil să aveți de-a face cu zodia Capricorn. Situație toxică, voi stați într-o situație toxică, manipulatoare, o situație negativă, obsesie, v-ați obsedat o persoană sau o persoană este obsedată, vă manipulează. Are vicii această persoană, niște vicii care vă aduc pierderi financiare, poate niște plăceri pe care vi le faceți așa și cheltuiți banii și vă dați seama că nu este tocmai ok. Cineva aici vă manipulează, vă creează, vă face destul de mult rău această persoană. Să știți, e o situație destul de neplăcută. Deși încercați să ieșiți din situația asta, nu prea reușiți să scăpați de această persoană sau de această situație. Este foarte greu. Ceva se întâmplă aici cu voi. Regele ăsta de cupe. Poate este o imagine că această persoană vine cu intenții bune, dar de fapt în spatele său se ascunde diavolul, da? Acel rege de cupe poate însemna o persoană care te poate manipula, cum e și aici magicianul. Este o persoană care te manipulează ușor. Foarte ușor. Te întoarce din drum foarte ușor această persoană. Are putere de convingere. Doi de monede. Încercați să mențineți echilibru, încercați să mențineți situația sub control, dar cineva îi jonglează, cineva tot amână să plece, tot amână să iasă din această situație, da? Sau vă doriți, bineînțeles, să mențineți echilibru financiar, dar nu prea reușiți să faceți față. Din nou vorbim despre lucruri care se tot repetă, da? Da, vorbim iar de lucruri
care reapar sau revin. Sau tot se întâmplă, tot se întâmplă și nu reușiți să ieșiți din această situație. Regele de bâte, posibil să aveți de-a face cu zodiile de foc, leu, berbec, săgetător. Aici o persoană care îi place să distreze, o persoană care este, care vă atrage, vă place, vă încântă, poate. Poate veți de-a face cu astfel de persoană, da? V-ar putea ajuta această persoană să ieșiți sau voi să intrați în această energie, să fiți mult mai hotărâți, mai determinați, să faceți ceea ce simțiți, ceea ce vă doriți. Vă lăsați prea mult manipulați și nu reușiți să fiți voi. Nu reușiți să fiți voi în totalitate, să fiți acolo implicați sau să fiți așa cum sunteți voi, da? Nu reușiți. Sunteți mereu tot timpul atenționați că trebuie să fiți într-un fel sau trebuie să faceți ceva. Deși nu vreți să faceți acel lucru, îl faceți, da? Regele de bâte, da, vă poate ajuta această energie. Posibil să aveți pe cineva în jurul vostru sau posibil să existe o a treia energie în viața dumneavoastră în care să ajungeți așa haotic în viață, da? Să treceți în această lună printr-o situație haotică. Sau această persoană vă poate ajuta sau, da, poate să fie o a treia energie. Posibil, nu este valabil pentru toată lumea acest mesaj. Pasiune, atracție aici. O persoană atrăgătoare, o persoană care, bineînțeles că este și ambițioasă această persoană, face ceea ce îi place, da? Ceea ce îl atrage, se lasă dus de val, de impuls, da? Nu stă pe loc, da? Iar vorbim despre acest 3, da? Deci este posibil să existe un triunghi amoros aici în viața dumneavoastră sau nu, da? Posibil. Sau sunteți determinați și vă doriți să duceți acest proiect până la bun sfârșit pentru că de acolo poate să vină o sursă mai bună de bani sau puteți câștiga mai bine sau, da, posibil acest lucru. Să fiți determinați, să intrați în energia regelui de bâte ca să puteți să duceți acest proiect până la sfârșit să câștigați bani, pentru că se vede că voi vă doriți acest lucru. Asul de spate, da, să clarificați, să rezolvați, să spuneți ceea ce simțiți, da, voi trebuie cumva să puneți piciorul în prag în această situație, pentru că altfel nu se poate. Se află un adevăr aici, se clarifică o situație, veți comunica mult mai clar, mult mai deschis, veți vedea lucrurile mult mai limpede, da? Veți rezolva acte, documente în această perioadă. Poate veți fi și mai tăioși unii dintre voi. Veți încerca să luați atitudine într-o poveste, da? Este nevoie să vă implicați aici. Pentru binele vostru, pentru că altfel nu este bine energia, da? Nu sunteți tocmai ok. Sper să fi rezonat cu mesajul. Vă aștept și la următoarele etalări. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag.